ați venit la conferința științifică a Facultății de Științe Juridice, Politice și Administrative a Universității Spirul Haret, conferință ce are ca tematică o problemă extrem de actuală și atractivă, interesantă pentru noi toți și sper ca lucrările acesteia să confirme acest aspect prin dezbaterile care vor urma. Conferință care, așa după cum putem observa, abordează problematica guvernării și a justiției într-un sistem de libertate, securitate și protejarea drepturilor și libertăților în Uniunea Europeană. Această conferință își propune să abordeze, așa cum vom putea constata cu toții, o tematică care va genera multe dezbateri și acum și după ce vom publica volumul conferinței. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră astăzi și vă rog să-mi permite să prezint invitații noștri de onoare. Doamna prorector pentru cercetarea științifică, profesor Maria Andronie, din partea Universității Spirul Haret. Domnul profesor Florin Făiniș, președintele Senatului Universității Spirul Haret. Domnul profesor Dumitru Borțun, profesor la SNSTA, domnul profesor și îl cunoașteți foarte bine, distinsul coleg Costică Voicu. Și ca de fiecare dată ne onorează și este alături de noi un bun coleg și prieten din partea Poliției Locale, Sector 2 București și nu numai, pe întreaga Federație, domnul director general Aurel Dobrilă. Marian Ilie sunt, desigur, așa că vă rog să-mi permite să declară deschise lucrările conferinței. Doresc să fie una informală, vorbim liber, întrebări, dezbateri.